Dragilor, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi pregătim o negresă de post glazurată într-un mod foarte rapid și ușor. Rămâneți până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Cernem 250 de grame de făină într-un castron mai mare, iar apoi peste ea vom cerne și 50 de grame de cacao. Punem și un praf de sare și o linguriță sau 5 grame de praf de copt. Amestecăm totul foarte bine, cât să se omogenizeze. Vreau să vă spun că și varianta aceasta de posta a negresei glazurate este extraordinar de delicioasă. Într-un alt castron punem 180 ml de lapte vegetal, poate fi de migdale, de nuci de soia sau dacă nu aveți puneți pur și simplu apă. Adăugăm și 6 linguri de ulei sau 60 de ml, eu am folosit ulei de cocos. însă dacă nu l-aveți nu este niciun fel de problemă, folosiți uleiul de floarea soarelui. Dacă veți folosi ulei de cocos, în general el se găsește în stare solidă la temperaturi mai scăzute, așa că va trebui să îl puneți la cuptorul cu microunde pentru câteva secunde pentru ca el să se transforme în lichid. Tot aici adăugăm și 180 de grame de zahăr. În cazul în care doriți o prăjitură dietetică sau fără zahăr, îl puteți înlocui cu orice alt tip de îndulcitor. Eu, de exemplu, la această prăjitură am folosit zahărul de mesteacăn. Mulți dintre voi m-au întrebat unde se găsește acest tip de zahăr. Eu aici, în Spania, îl găsesc în magazinele naturiste de pe Amazon. Însă cred că îl puteți găsi și în țară, tot așa, la magazinele naturiste. Ca și arome, eu am folosit o linguriță de esență de vanilie, însă voi puteți să folosiți esența care vă place. Batem foarte bine cu telul până când aceste ingrediente lichide se vor omogeniza, iar zahărul va fi topit în totalitate. Apoi, cu ajutorul unei linguri, începem să luăm din făina amestecată cu cacao și o adăugăm peste ingredientele lichide, amestecând continuu cu telul. Tot acum în această compoziție adăugăm o linguriță de oțet, sau dacă nu o linguriță de zeamă de lămâie pentru că va ajuta la frăgezirea blatului. Continuăm să amestecăm și să încorporăm și restul de făină cu cacao. Așa arată acum compoziția după ce am terminat de incorporat făina cu cacao. Peste ea adăugăm 3 linguri de dulceață, eu am folosit dulceață de afine, ceea ce va ajuta ca prăjitura să fie ușor umedă. Amestecăm foarte bine pentru a incorpora și dulceața. V-am spus, puteți să folosiți orice dulceață vă place. Tapetăm cu hârtie de copt și tava în care vom coace prăjitura. Eu am folosit una cu dimensiunile de 20 pe 20 de cm. Iar cuptorul se va preîncălzi la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos. Punem compoziția de negresă în tavă și o nivelăm pe toată suprafața ei. Apoi o introducem la cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute sau până când o scobitoare introdusă în interior iese curată. La 30 de minute puteți să-i faceți proba cu scobitoare. Negresa mea a stat la cuptor 30 de minute, după cum vedeți s-a copt foarte frumos. Am să o las acum 5 minute în tavă să se răcească după care o voi scoate pe acest grătar cu tot cu hârtia de copt și am să o las să se răcească complet. Iar când blatul de negresă s-a răcit, ne ocupăm acum de glazură. Peste 100 de grame de ciocolată vom adăuga 3 linguri de ulei. Eu am folosit aici ulei de floarea soarelui și vom pune ciocolata la cuptorul cu microunde pentru 30 de secunde. Apoi scoatem ciocolata, amestecăm în ea după care o introducem alte 30 de secunde și tot așa până când se va topi complet. Este foarte important să facem acest lucru pe etape și să nu o lăsăm deodată la cuptor, de exemplu, pentru un minut, pentru că tinde să se ardă foarte repede. Bineînțeles că puteți topi ciocolata și pe baie de abur. Puneți castronul într-o cratiță cu destulă apă care fierbe la foc lent și amestecați continuu până când ciocolata este topită. Uleiul ajută ca ciocolata să devină mai fluidă și un pic mai lucioasă. Acum tăiem blatul pentru negresă, putem să îl tăiem în bucăți pătrate, dreptunghiulare sau chiar în romburi. Le separăm puțin pătrățelele între ele pentru ca apoi să putem să turnăm ciocolata topită pe deasupra. Bineînțeles, este foarte important ca ciocolata să nu fie fierbinte, ci doar ușor călduță. Cu ajutorul unei lingurițe punem pe suprafața fiecărei negrese și o lăsăm să se scurgă ușor și pe margin pentru că va da un aspect și un gust foarte plăcut. Am uitat să specific că eu am folosit ciocolată neagră fără zahăr, deci nu folosiți ciocolată cu lapte la această rețetă pentru că atunci nu va mai fi de post. Eu la sfârșit am decorat negresa cu nucă mărunțită la cuțit. Am vrut să interpretez rețeta mea de negresă cea tradițională cu ouă și alte ingrediente de dulce. Așa că am făcut-o exact ca pe aceea, doar că aceasta este de post. Bineînțeles că dacă doriți, puteți să introduceți nuci măcinate și în compoziția de blat. Lăsăm negresele așa la temperatura camerei, aproximativ 2-3 ore sau până când ciocolata s-a întărit. Apoi le putem așeza pe platoul unde le vom servi. Haideți să vă arăt mai îndeaproape să vedeți ce textură moale și fragedă are negresa de post. Eu deja am încercat-o și trebuie să vă spun că are un gust extraordinar de plăcut. Încercați-o și voi, pentru că sunt sigură că vă va încânta. Dragilor, sper că v-a plăcut rețeta. Nu uitați să-i dați un like și să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la videoclipul următor. Numai bine tuturor!